Trenulețele! Bun venit în orașul trenulețelor! Aici bem benzină la micul dejun, iar totul este despre trenuri, șine și aventuri! Vino să te joci cu noi în orașul nostru! Modernizarea! N-am destul cărbune cât să ajung în vârf. Crezi că motorul pe cărbune e cam învechit? Ce-ar fi să inițiem o modernizare? O modernizare? O modernizare! Când ceva e bătrân și învechit, poate să fie înlocuit cu ceva nou și nu așa de învechit. Vrei să-l înlocuiești pe bunicul Billy cu ceva nou? Eu spun să schimbăm bătrânul motor al bunicului Billy cu un motor nou și electric. Ce părere ai? Interesant, nu? Motorul nu prea pare să pornească. Sigur va porni! Vreau să-mi aduci o remorcă plată. Văd că motorul te-a pus în mișcare. Ai deraiat. Și ce? L-am reparat. Cel puțin teoretic. Dar oare și practic? Practic vorbind, am simțit impulsul electric. Bine, strâng bine ultimul șurub și am terminat. Felicitări, bunicule Billy! Modernizarea a fost un succes. Și acum, îți poți testa motorul pentru prima dată. Hei, bunicule Billy, bun venit în lumea modernă și rapidă! Nu m-a pot opri! La frâne! La frâne! Hei, hei, opriți-mă! De ce nu poate frâna bunicul Billy? Din păcate, teoretic, sistemul lui de frânare nu e adaptat la motorul de mare viteză. Bine, atunci, o să încercăm să îl oprim practic. Nici o grijă, bunicule Billy! E în ordine! E normal să te temi! Spune-mi ceva! Orice vrei! Ăsta nu e răspunsul la care mă așteptam! Soluția și l-am oprit pe bunicul Billy. Acum să ne gândim cum îl vom scoate de aici. Și despre cum vom reveni la bătrânul motor pe aburi al bunicului Billy, asta îmi doresc cel mai mult. Fii atent, am folosit motorul pentru a monta cablul. Așa bunicul Billy poate lua cărbune. Ești grozav! Chiar ai făcut-o, modernizare! E modernizare! Prieten, hai, plecăm de dimineață. Noi vom fi prieteni pe viață. Ne așteaptă un drum cu aventură, așa că nu te opri, nu sta să pornim. Să ne mișcăm cu viteză și mai repede, hai împreună zilnic, noi ne vom distra. Vom învăța, vom cânta, ne vom juca. Trenulețele!